La noapte vor fi norări temporare, iar în nordul și nord-estul țării, pe arii restrânse, vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană, îndeoseb pe creste, unde temporar zăpada va fi spulberată, iar la cote mai reduse vor fi intensificări local și în Moldova. Temperaturile minime se vor situa între minus 8 și 0 grade, mai scăzute în depresiuni. În capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de minus 6, minus 4 grade. Mâine vremea va fi normală sub aspect termic în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi temporar noros în regiunile sud-vestice și mai mult noros în celelalte zone. Se vor semnala precipitații slabe, mixte, pe arii răstrânse jumătatea de est a teritoriului și cu totul izolat în rest. La munte va ninge, cu precădere în Carpații Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, dar temporar și la cote mai reduse în Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 9 grade. În capitală, cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi în jur de 7 grade. La munte cerul va fi mai mult noros, temporar va ninge în cea mai mare parte a zonei montane și se va depune strat nou de zăpadă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe creste viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. Regimul termic va fi caracterizat de valori în jurul celor normale pentru această dată din an.